În zilele de sâmbătă și duminică, la Ateneul Sarmiza Bilcescu Alimănișteanu din Comuna Lărești s-au desfășurat mai multe cursuri gratuite pentru elevii interesați să pătrundă în tainele filmului. Cursurile de inițiere au fost susținute de specialiști în arta cinematografică, unul dintre aceștia fiind regizorul de origine mușceleană Doru Nițescu, conferențiar universitar doctor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București. Ați văzut că la un film bun rămâi cu senzația că personajele alea sunt vii. Ai senzația, mamă, dacă voi ieși acum din cinema, s-ar putea să mă întâlnesc cu personajul ăla. Dar alea două ore în care se pușcă roboții, nu te mai gândești la nimic altceva. Te concentrezi numai pe ceea ce vezi acolo. Și mai e un lucru foarte important. Filmul îți face neuronii să se miște. Pentru că filmul îți arată niște lucruri, dar alte lucruri nu ți le arată. Trebuie să le deduci singur. De asta e foarte important să vedeți filme bune. Să vedeți filme care vă fac să gândiți dincolo de ceea ce vedeți pe ecran. Cursurile organizate de Asociația Culturală Lărești Muscel sub genericul Lecția de Film au ca obiectiv pregătirea viitorilor participanți în proiectul Cinema Dorit, o secțiune din cadrul Festivalului de Film Cinesat Lărești. Lecțiile de film ce se desfășoară aici, organizate de Asociația Culturală Lărești Muscel, vin în sprijinul elevilor care doresc să se înscrie la proiectul Cinema Dorit, proiect ce va face parte din Festivalul Cinesat, începând cu ediția 3-a, asta însemnând în 2018, între 7 și 13 august. Avem invitat special pe conferențial doctor regizorul Doru Nițescu, pe regizorul Viorel Costea, directorul Școlii Post-Liceale de Media din București. Dânșii vin aici, stau de vorbă cu tinerii, îi introduc în lumea minunată a cinematografiei. Asta pentru a-i sprijini și a-i ajuta să pășească cu dreptul, să spun așa, pe drumul către realizarea unui film, către implicarea lor activă în cinematografie. Cursurile se vor desfășura, spunem noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, în fiecare lună, poate și mai des, poate și de două ori pe lună. O să venim cu informații necesare de fiecare dată, anunțând și programul și cursurile, cine va veni să le susțină. Domnul Costea și domnul Nițescu sunt deja implicați în acest proiect și n-au de ales, trebuie să fie prezenți mereu aici la noi. Le mulțumim cu această ocazie, pentru că au înțeles și dânsii, cum au înțeles și mulți alții, că ceea ce se întâmplă aici la Lărești chiar este un act de cultură, bazat în primul rând pe foarte mult devotament, pe seriozitate, dragoste de artă, de cultură, de frumos, și un lucru, din nou, foarte important, pe voluntariat. La aceste prime cursuri s-au prezentat destui tineri, s-au înscris deja. Pe viitor așteptăm și mai mulți. Bine ar fi să vină cât mai de la început, pentru a nu pierde foarte mult din cursurile, din lecțiile de film. Spun eu că este un proiect interesant și face parte din multe alte proiecte pe care Asociația Culturală Lărești Muscel le derulează în Lărești și nu numai în Lărești. Activități ce doresc să pună umărul la ridicarea, nu aș pune un cuvânt mare, a societății, până la ridicarea sufletelor noastre, ale românilor, acolo unde le este locul și anume aproape de Dumnezeu.